minunată cântare sau cântări. Domnul să vă cuvinte. Câte mii de ore trebuie investite ca să înveți să cânți la un instrument? Eu nu cânt la niciunul, că n-am fost bun la muzică, am încercat, am început cu chitară, am început cu acordeon, am început cu ceva de suflat și mi-am dat seama că nu-i pentru mine. Și e bine că am abandonat, că ar fi o mare pierdere să fii într-un domeniu unde nu te cheamă Dumnezeu. Dar am stat și m-am gândit cât timp investește un tânăr ca să învețe să cânte la un instrument. Apoi, după ce învață să cânte la un instrument, trebuie să vină la repetiție ca să se știe armoniza cu ceilalți. Și apoi să vină și să laude pe Dumnezeu în biserică. Și toate acestea pentru gloria Domnului. În timp ce alți tineri la filme, la petreceri, la droguri, la nebunii, la prostii, la lucrurile lumii, copiii noștri și copiii dumneavoastră învață să cântă la un instrument, vin la repetiție și laudă pe Domnul în biserică. Amin. Domnul să-i binecuvântează. We're so happy for, for the job you're doing, for the Lord. And we appreciate The thousands of hours, thousands of hours that it takes from zero to be able to play an instrument and then come to practice and then praise the Lord and then bring joy to the church of Christ. May God bless you. Amen. This is such a joy. This is cântarea asta. Eu am zis că asta va fi una, una din puținele cântări de ale noastre care se va cânta în cer. Zic, mă, cântarea asta trebuie să cânte în cer. Când o să ajungem în cer, poate va fi una din cântările care vor uni toți creștinii din, din toate timpurile, de pe toate continentele, din toate perioadele istorice. Creștini care vor lăuda pe Domnul și Împăratul. Că acolo știm că se va cânta. Acum cu predica să termină, cu rugăciunea să predică, geabul nostru expiră. Dar geabul vostru continuă. Pentru slava Domnului. Domnul să vă binecuvânteze, să vă răsplătească. Ne bucurăm așa de mult de slujirea fiecăruia în casa lui Dumnezeu și știm că asta necesită multă muncă și investiție din partea fiecăruia. Casa lui Dumnezeu, locul acesta, Springfield, Missouri, la 20 de ani, prezența noastră aici, Vorbește despre oameni. Există un element uman care poate uneori îl neglijăm. Nu-i bine nici să fie preaccentuat, dar nici să fie neglijat. Azi, la 20 de ani, putem să vorbim despre oameni, despre dăr dărnicia lor, despre dragostea lor, despre dedicarea, consacrarea sau statornicia lor. Dărnicie. Pentru că fără dărnicie lucrarea lui Dumnezeu nu poate să continue. O astfel de lucrare se face cu sacrificii și cu dărnicie. 2 Corinteni 8 cu 3, 4 și 5 spune așa, vă mărturisesc că au dat de bună voie după puterea lor și chiar peste puterile lor. Și ne-au rugat cu mari stăruințe pentru harul și părtășia acestei strângere de ajutoare pentru sfinți. Și au făcut aceasta nu numai cum nădăjduisem, dar s-au dat mai întâi pe ei înșiși Domnului și apoi nouă prin voia Lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Vedeți, oamenii nu trebuie să-și dea pormoneul Domnului. Oamenii trebuie să se dea pe ei înșiși Domnului și după ce se dau pe ei înșiși, tot ce aparține nouă este a Domnului La, și -a, poate să fie pus cu bucurie în slujba Domnului. Astăzi putem vorbi despre dărnicia oamenilor, putem vorbi despre dragostea oamenilor. 1 Cronici 29 cu trei cuvintele lui David care spun mai mult în dragostea mea pentru casa Dumnezeului meu, dau casei Dumnezeului meu aurul și argintul pe care îl am, afară de tot ce am pregătit pentru casa Sfântului Locaș. Deci pe lângă tot ceea ce am strâns separat, mai dau și din ceea ce am eu. În dragostea mea, spunea David, în dragostea dumneavoastră, pentru casa lui Dumnezeu și pentru lucrarea lui Dumnezeu, ați venit aici 20 de ani, ați spus la picioarele Domnului. Din banii dumneavoastră, din timpul dumneavoastră, din dragostea dumneavoastră. Domnul să vă binecuvinteze. Dedicare, statornicie, pentru că nu ați abandonat. 2 Tesaloniceni 1 cu patru De aceea ne lăudăm cu voi în bisericile lui Dumnezeu pentru statornicia și credința voastră în toate prigonirile și necazurile pe care le suferiți. Peste tot unde poporul lui Dumnezeu este și luptă. Peste tot sunt și încercări. Și dumneavoastră ați rămas statornici. Domnul să vă binecuvânteze. Apoi, ziua de azi vorbește despre Dumnezeu. Vorbește despre providența sa. El le-a pregătit pe toate. De la cumpărarea acestui teren, de la aprobări, de la arhitect, de la materiale, de la nevoile financiare, de la oameni care au fost nevoie să vină la lucru, El le-a pregătit pe toate. Romani 8 cu 28, pe de altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul său. Aici se vede providența sa. Dumnezeu a purtat de grijă. Dumnezeu a fost în spatele tuturor. Ies, au fost oameni implicați peste tot, dar Dumnezeu, în providența sa, le-a pregătit pe toate. Se vede puterea sa, providența sa și puterea sa. Ce nu ați putut face, dumneavoastră, a făcut el. Și de multe ori cred că ați spus, Doamne, nu mai putem. Doamne, nu ne lăsa. Și Domnul nu v-a lăsat. Puterea Lui s-a manifestat de-a lungul desfășurării acestui proiect și a celor 20 de ani. Dumneavoastră sunteți martori ai puterii Lui Dumnezeu manifestate aici. Efesen 3 cu 20 și 21 Iar acelui ce prin puterea care lucrează noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi. A Lui să fie slava în biserică și în Hristos Iisus, din iam în iam și în vecii vecilor. Amin, spune cuvântul lui Dumnezeu. Puterea sa care v-a susținut atunci când a zis nu știm ce va fi. Nu știm unde o să ajungem. Nu, nu cunoaștem viitorul, dar puterea lui Dumnezeu v-a susținut. Și apoi prezența sa, providența sa, puterea sa, prezența sa. Dacă nu era Domnul cu voi prezent, nu ajungeați aici. S-au făcut toate frumos ca pentru El și le-a susținut pentru că El a fost prezent. El și-a împlinit promisiunea din Matei 28 cu 20 și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până când? Până la sfârșitul viacului. Binecuvântat să fie numele Lui Ies. Ziua de azi vorbește despre Dumnezeu, despre providența sa, despre puterea sa și despre prezența sa. Și acum ce ar trebui să fie și să continue să fie locul acesta pentru dumneavoastră și pentru noi, ar trebui să fie și să rămână în continuare un loc al mântuirii. Amen. Un loc unde se vestește cuvântul lui Dumnezeu. Că mântuirea așa se împarte prin vestirea cuvântului. Dar noi propovăduim pe Hristos și-a răstignit, care pentru iudei este o pricină de potignire și pentru neamuri o nebunie. Dar noi pe El îl predicăm Asta scrie în 1 Corinteni 1 cu 23 și apoi în 1 Corinteni 2 cu 2, căci n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Pe El îl predicăm, de ce îl predicăm pe El? Pentru că în El este mântuire. El este singurul care oferă mântuire și locul acesta trebuie să fie un loc al mântuirii. Locul acesta trebuie să fie un loc al mângâierii al mânghierii prin părtășia frățească. 2 Corinteni 1 cu 3 Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, Părintele îndurărilor și Dumnezeul oricărei mângâieri, care ne mângâie în toate necazurile noastre, pentru ca prin mângâierea cu care suntem mângâiați noi înșine, mângâiați de Dumnezeu, să putem mângâia pe cei ce se află în vreun necaz. În zilele în care treci prin suferință, prin greutăți și vii la părtășie, te întâlnești cu frații. Și frații îți povestesc și ei prin ce au trecut și în Dumnezeu a fost cu ei. Te mângâi și te îmbărbătezi. Dumnezeu să ridice suferințe, Dumnezeu să aducă mângâiere ori de câte ori. Poporul lui Dumnezeu se adună în biserică, aici nu se suferă singur, aici oamenii sunt mângâiați pentru că ceilalți au parte la suferința lor. Dumnezeu să vă binecuvinteze cu mângâiere. Și apoi, un loc al mântuirii, un loc al mângâierii și un loc al minunilor, prin rugăciuni, un loc al minunilor. De aceea, Evrei 2 cu 4 spune: În timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor cu semne, Puteri și felurite minuni, și cu darurile Duhului Sfânt împăr împărțite după voia Sa. Cea mai puternică biserică este aceea care se roagă. Nimic nu poate înlocui rugăciunea. Pentru că prin rugăciune Dumnezeu își manifestă prezența și puterea și harul Său în adunare. Vreți să fiți o biserică puternică? rugați-vă. Vrem să fim un popor al lui Dumnezeu puternic? Ne rugăm, fraților. Și Dumnezeu răspunde rugăciunilor. Și când Dumnezeu răspunde rugăciunilor, suntem martori la minunile Lui și la Harul Său. Ne-am bucurat și prin asta vrem să dăm slavă Domnului. Că unul dintre tineri care nu-L cunosc, -a apropiat de urechea mea, era și fratele Daniel Mogoș dimineață când am sosit. Zice, nu mă cunoașteți și nu vă cunosc așa personal, dar vreau să dau slavă Domnului. Ca seară când am venit la ungeria cu Undelem, Dumnezeu mi-a luat durerea, durere pentru care am stat cu zi înainte, 12 ore la emergency. Și mi-au făcut tot felul de teste și m-au trimis acasă. Nu știu dacă e aici tânărul, eu nu l-am văzut bine. Dacă e aici în biserică și vrea să ridice mâna sau să se ridice, să-l văd față în față, că am ascultat numai. Dacă vrei să te ridici, două, două secunde. Ca să, e pentru slava Domnului, să îl lăudăm pe Dumnezeu. O zi a stat la emergency vineri, nu? Am înțeles bine. Vineri o stat toată ziua la emergency. Și aseară a zis, mă duc la casa Domnului. Așa cum se mă duc la casa Domnului. Și când s-a făcut ungere, au avut și o luptă sufletească, mărturisea. Mă, să mă duc, să nu, da, nu mă duc, da, să mă duc, să nu mă duc. Ba, mă duc. Mă duc, prin credință mă duc și au plecat acasă fără dureri și au zis că nu, nu vreau să spun aseară, zice, vreau să stau măcar până mâine, să văd dacă scap și o scăpat. Slăviți să fie Domnul! Frați și sorori, acolo unde poporul lui Dumnezeu se roagă, acolo Dumnezeu lucrează. Domnul să binecuvânteze locul acesta să fie un loc al mântuirii, al mângâierii și al minunilor. Amin.